Ministerul Apărării Naționale organizează în perioada 22 mai 30 iunie o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar. În Armata României, potrivit unui comunicat al Ministerului, sunt disponibile 2187 de locuri de rezerviști voluntari, ofițeri, maiștri militari, suboficeri, gradați și soldați, în unități militare din 37 de județe, printre care și Hunedoara. La prezentarea la centrul militar, cetățenii interesați vor fi informați cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare și selecție, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri potrivit legii. De asemenea, candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor în sensul orientării către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele, serviciile și specialitățile militare.